Vom citi din Cuvântul lui Dumnezeu un singur verset, Cartea Proverbe, capitolul 24, versetul 27, un cuvânt foarte frumos, foarte sugestiv și în același timp cu tâlc. Să ascultăm ce este scris. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește-te de lucrul câmpului și apoi apucă-te să îți zidești casa. Amin. Vă invit să vă reașezați. Mesajul pe care vi-l voi împărtăși în această dupămasă, în această seară, în perspectiva începutului de an școlar, l-am intitulat Înapoi la școală. Înapoi la școală. Pentru toți cei care sunteți aici prezenți, este o veste bună. Așa cred și așa este. Chiar dacă partea aceasta veștii bune nu este înțeleasă la fel în toate dimensiunile și sensurile ei, școala este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și oportunitatea de a merge la școală este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Faptul că există această structură, acest sistem de educație este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Că ne-a dat Dumnezeu receptivitate, că ne-a dat Dumnezeu oameni, instructori, educatori, profesori, este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Acum, sigur că va trebui ca creștini să ne punem această întrebare, cât de importantă este școala, cât de însemnată, cât de importantă este educația, sau, cum am auzit pe unii spunând, apoi pierdere de vreme. Nu este deloc pierdere de vreme, o fi pierdere de vreme pentru cine pierde vreme la școală, dar în sine educația este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu tinerii noștri, ce se va întâmpla cu familiile noastre, ce va fi în viitorul bisericii, depinde și de felul în care abordăm școala, educația. Nu numai învățământul public, ne gândim aici la educația în sânul bisericii, în sânul familiei, ne gândim la școala biblică de pe lângă biserică, ne gândim la școala duminicală de pe lângă biserică, la actul învățării, cuvântului pe care îl facem în fiecare zi, pentru că, dintr-o anumită perspectivă, biserica este și o școală. Adevărul e că primele școli în Europa, de după Domnul Iisus încoace, primele școli s-au organizat pe lângă biserici. Primele universități s-au format pe lângă biserici. Marile universități europene sau americane, pe care le cunoaștem acum și care stau pe prima pagină, dând tonul în învățământul universitar, s-au format pe lângă biserici. A fost acolo o școală biblică, o școală de teologie, lângă ea alta și alta și alta, și așa au devenit. Biserica lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, este un popor al cărții, al școlii. Să nu uităm că Dumnezeu și-a revelat cuvântul înscris, punându-ne la dispoziție o carte. Și cartea aceasta se numește Sfânta Scriptură. E importantă școala sau nu este importantă? Un părinte zicea, ce tot atâta școală, vine Domnul, plecăm la el în împărăția lui, ce să ne mai riscăm mântuirea dându-ne copiii să meargă pe nu știu unde, să audă de la nu știu cine, mai bine să avem grijă de noi și de sufletele noastre că vine Domnul. Vorba aceasta eu am auzit-o și când eram foarte tânăr, când am luat decizia să mă duc la școală, la facultate, unii au venit și au zis, ce trebuie asta? Muncim aici, ne descurcăm și vine Domnul. Am auzit-o apoi în cursul anilor, tot am auzit-o. Și uite că au trecut aproape 40 de ani, 35 de ani de când tot o aud. Și Domnul stă să vină și oamenii înțelepți fac școală și oamenii mai puțin înțelepți nu vor să facă școală, deși ar trebui să facă. Câștigul este al nostru. Haideți să ne uităm la acest pasaj pe care l-am citit. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește-te de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Să rămână versetul acesta pe ecran în timp ce voi avea acest mesaj. Vă rog să priviți cu atenție la aceste cuvinte. În fața noastră avem un gospodar, un om care și-a pus în minte să-și zidească o locuință, casa. El are un vis, are un plan și să ne închipuim că și-a propus ca de sărbători, de Crăciun, de anul nou, pe când vine sezonul rece, să se mute în casa cea nouă pe care are în plan
să o ridice, să o construiască. S-a pregătit, are resursele financiare, are materialele de care are trebuință și de acum trebuie să pună lucrarea aceasta în operă. Abia așteaptă să se ducă iarna și să poată să se apuce de treabă. A săpat șanțurile, a început să toarne fundație, să pună acolo placă, să înalțe ziduri și cu hărnicie să lucreze din viață și până seară cu visul acesta, cu viziunea aceasta de a se muta în casă de sărbători. În timp ce el lucrează harnic, gospodarii au început să iasă de prin gospodării și să se ducă la câmp, unul cu plugul, altul cu grapa, cu semănătoarea și să pregătească, sigur, recolta de la toamnă de care așa de mare trebuință au toți gospodarii. Văzându-i cum ies și cum își fac treburile la câmp, omul nostru cu zidirea casei zice: și eu ar trebui să fac asta, dar nu acum, nu azi, nu mâine. Trebuie să protejez zidurile, vin ploile acestea, trebuie să pun acoperișul, n-am vreme acum, nu-i important acum, o să rezolv problema asta mâine, poi mâine, nu o să rămână nerezolvată. Și și-a pus în minte ca țintă: data de 10 mai mă va prinde și pe mine ca pe toți gospodarii cu sămânța pusă în pământ. Și o să le arăt că am și casa ridicată până atunci. Și așa a făcut. În 10 mai a terminat semănatul. Casa e zidită și cu mândrie gospodarul nostru se arată prin sat arătând ce isprav a făcut el. Vremea trece, când oamenii ceilalți din sat au săpat recolta, viitoarea recoltă, cu a doua prășeală, cu a doua sapă, a lui numai ce dă colț. Când în luna septembrie, început de octombrie, până la mijlocul lunii octombrie, au tot adunat oamenii de pe câmp, ogoarele gospodarului nostru abia acum dau în pârgă și în floare. Interesant fapt e că n-a închis un ochi tot anul. S-a hărnicit, s-a sacrificat. N-a fost un leneș. În noiembrie dă un îngheț, praf face tot. E și cu pagubă, e și cu osteneală și acum frustrat, trăgând linie, se întreabă: ce-am greșit? Ce-am greșit? Că de ostenit m-am ostenit, de cheltuit m-am cheltuit, timpul nu l-am pierdut, ce-am greșit? Știți ce-a greșit? Asta-i. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește-te de lucru câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. E o înțelepciune în așezarea priorităților. Dacă ar fi să citim așa: du-te întâi la școală, îngrijește-te de educația ta, formează-te profesional și apoi apucă-te să faci bani. Dar tânărul nostru, familistul, părintele sau bunicul spune: lasă școala, mergem la muncă. Ce trebuie acum bacalaureat? Lasă-l în pace. Ce facultate? Lasă-l în pace. Atâția s-au descurcat fără ea. Și mai știm vreo 10 care au făcut-o pe degeaba și lucrează altceva. La ce să-ți pierzi vremea cu asta? Treci la ziditul casei. Înțelegeți tâlcul acestui cuvânt? E o vreme pentru școală. E o vreme. După cum pentru treburile de afară, pentru lucrul câmpului, este o vreme, e un sezon, la fel pentru a face școală, e un sezon, e o primăvară a vieții. Și dacă în primăvara aceea a vieții nu-ți lucrezi câmpul școlii, educației tale, mai târziu, când te vei duce să lucrezi câmpul acela, vei constata că e destul de târziu, dacă nu chiar prea târziu. M-a sunat
un frate de credință mai în zilele trecute. Frate Nelu, nu puteți să mă primiți și pe mine la institut? Cu mare drag, am spus. Cu mare drag. Haideți la examen. Ce mi se cere? Diplomă de bacalaureat. Ce vai de mine, că n-am. Păi de ce n-ai? Păi când trebuia să mă duc la examen, am avut oportunitatea unui contract de muncă în Germania și am plecat să fac bani hotărât că la anul vin și îmi dau bacalaureat. Și au trecut 15 ani, frate. Și nu l-am mai dat. Vezi-ți întâi de treburi afară, apoi treci la făcutul casei. S-a mobilizat și a zis, mă apuc de treabă. Un prieten din Anglia îmi zicea, mai am de dat la limba română. Numai pentru asta vreau să fac bacalaureatul. Vreau să vin să învăț Biblia la institut. Numai pentru asta. Atât îmi pare de rău. Atât mi-e de ciudă. Așa îmi pare rău că nu m-a ascultat pe tata. Și așa îmi pare de rău că tata n-a avut fermitatea să-mi dea o mamă de bătaie. A lăsat după mine. Vezi-ți întâi de treburi afară, apoi apucă-te să zidești casa. Vor trece ani și când o să fie acolo în toamnă, o să-ți dai seama că e foarte, foarte, foarte greu. Nu e imposibil, dar e foarte greu. Cu semănatul porumbului în august, ca să-l seceri în octombrie, este imposibil. Dar școală poți să faci în august. Dar o să fie foarte greu. Acestor adolescenți le vine pe mâna dreaptă, din reflex învață, că așa e mintea omului făcută și structura lui internă, că e primăvară. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește-te de lucru câmpului și apoi apucă-te să zidești casa. Am un îndemn pentru toți cei care pot să mă înțeleagă. Unii sunt prea mici ca să mă înțeleagă și în locul lor trebuie să mă înțelegeți dumneavoastră care sunteți părinții lor sau bunici. Investiți în educația copiilor voștri. Le cunoașteți potențialul. S-ar putea ca 10-le copilului tău să fie în catalog 7. Că atâta el. Îl poți cu multă muncă ridica la 9 în catalog. La 10 îl poți ridica. Investește în el. Ca părinte trebuie să ai viziunea formării copiilor tăi, a formării și a educației, a educării lor, nu numai în morală creștină și în învățătură creștină, ci și în această educație formală. Înapoi la școală. Înapoi la școală. Părinții mei au avut o viziune pentru educația noastră. Tata mai ales. Și mama l-a urmat îndeaproape. Tatăl meu n-a avut ocazia să învețe decât până la clasa a 7-a. A rămas orfan de mic și a trebuit să-și asume rostul de cap de familie. Între o familie cu numai surori, el era singurul bărbat. Dar a iubit cartea. Vorba lui, zice, măi, îmi spune, pune mâna pe carte. Eu am citit o cocie de cărți. Și a citit. Învățam poeziile din manualul de, ce știu, citire, ce era. Și el făcea nuiele, coși de nuiele, sau știu eu, acolo, cum era iarna. Și mă corecta. Pentru a face examen de admitere la liceu, meditații la matematică am făcut cu tata. Un simplu de la țară. Nu ne-a lăsat. Am fost singurii din sat în vremea generației mele pe care ne-a trimis să învățăm la oraș, la liceu și ne-a ținut la internat ca să avem vreme să învățăm. Da, trebuie să ne bată mult și nici tare, dar nu uit pe mama că prinsese în drag de carte. Când avea să ne învețe ceva, spre exemplu, erau chestiuni sensibile legate de viață, îmi puneam în o carte, citești acolo, vezi la pagina aia și aia și aia, afli răspunsuri.
Și m-am prins. Ce a fost rușine, că așa era la țară, ca bărbat să spună, sau mame, nici citește acolo și te lămurești. S-a îngrijit de educația noastră. Unii din sătene au râs de el. Ioane e singur la sap, e singur la cos, degeaba ai doi feciori, îi țipă în școli, l-a uitat de tine. Ce veți face? Dumneavoastră ca părinți, ce veți face? E ușor să fii mediocru. E ușor să o iei pe cale ușoară. E ușor să o apuci pe scurtături. Înapoi la școală. Investiți în educația copiilor voștri și vă veți bucura. Faceți tot ce știți să prinde drag de școală. Dumnezeu din cer să vă binecuvânteze și să vă lumineze în privința aceasta. E limpede pentru fiecare dintre noi că ceea ce va deveni omul în viitorul lui depinde de felul în care se ocupă de educație în tinerețea lui. Dimensiunea recoltei de la toamnă depinde de cât de bine îți îngrijești și îți lucrezi câmpul primăvara. Și țineți minte, casa va fi mai bine făcută și mai bine așezată și mobilată și întărită și mai mare și mai înaltă dacă de pe ogor ai știut să strângi capital, pe care îl poți investi și în casă. În călătoriile mele am ajuns într-o comunitate, nu relevant în care, dar acolo am stat un pic cu tinerii. Și între tineri se pornise așa un curent. Cei mai bine văzuți erau cei care demonstrau un pic de potență financiară. Era și relativ ușor. Te duci, crezi un pic în construcții, strângi un ban, mai ții împrumut de la taică, tot mai nu știu cum, și parcau în parcarea bisericii, la întâlnirile de tineret, ale mai grozave mașini. Feciori de 17 ani, de 16 ani, aveau voie să conducă de la 16 ani. Te mirai, te mirai. Unul dintre ei venea cu un hârb de mașină și toți râdeau de el. Avea 22 de ani și era tot cu hârbul ăla de mașină. Învăța la medicină. Au râs de el. Au trecut ani. Băieții noștri, i-am mai întâlnit în cursul vremii, tot la acea muncă cu care și-au câștigat și cu multă trudă și-au câștigat resursele. Iar tânărul nostru, care între timp a devenit un faimos medic și ne mândrim cu el, recoltă, strânge de pe câmpul pe care l-a lucrat primăvara, nu ușor, că munca asta de medic este grea, nu ușor, dar mult mai mult. Un altul care făcuse inginerie a ajuns între timp managerul firmei la care feciorii ăștia mai luau câte un contract să pună pavaj. Înțelegi ce spun eu acum? Vă îndemn, nu lăsați după pornirile instinctuale ale copiilor voștri care aleg calea ușoară. Priviți în viitorul lor și investiți în educația lor ca să devină oameni prin care voi și societatea întreagă să fie binecuvântată. Înapoi la școală. Îngăduiți-mi câteva chestiuni practice pentru toți copiii, pentru toți elevii și studenții. Numărul 1. Citiți în fiecare zi Scriptura. Asta e carte de căpătăi. Să nu vă fie rușine de Biblie. Luați-o cu voi la școală, telefonul mobil, deschideți aplicația acolo, arătați-le colegilor, uite ce scrie aici în Biblie. Nu vă fie rușine de Biblie niciodată. Ascultați-mă bine, cei puternici fac moda, cei slabi se conformează. Dacă de 3 ori te lauzi cu Biblia și le arăți ce frumos scrie în ea, te vor respecta. Și aia care vor râde, vă zice,
N-aveți minte, hai să vă mai arăt un verset. Cei tari fac moda, cei slabi se conformează. Citiți Biblia. Păstrați-vă curăția și integritatea. Grijă la influența anturajelor nepotrivite, negative. Rămâneți în picioare. Va trebui să rezistați, să nu fumați, să nu consumați alcool, să nu acceptați invitația de a fi curioși cum, ce gust are un drog. Țineți-vă departe de toate acestea. Grijă la relația cu fetele, la relația cu băieții. Aveți vreme pentru asta. Asta e departe. Apoi apucă-te să zidești casa. Asta e mai încolo. Acum este vremea semănatului pământului. Nu vă pierdeți timpul la televizor, computer, pe telefon, ci mai degrabă folosiți timpul ca să vă îngrijiți de educația voastră. M-am bucurat să aflu că în biserică la noi era un grup de fete care au făcut din lectură un hobby. Și din întâlnirile de a discuta despre ce citesc, un fel de seminar, de cenaclu. Hai să vedem ce ai citit, cum ai mai citit. Orientați-vă copiii spre asta. Partea aceasta cu tehnologia ne poate distanța copiii de școală. Un tătic i-a spus copilului său, care nu mai lăsa la o parte computerul și astea, lasă-le și mai trebuie să-ți faci temele. Și protestând, copilul a zis: tată, eu nu pot să înțeleg cum voi, la vremea voastră, v-ați descurcat fără computer. Nu înțeleg cum. La care tăticul său i-a spus așa: măi băiete, să știi că nu ne-am putut descurca. Că de-aia l-am inventat. Și acum dăm voi să spun și cum se folosește. Dragii mei tineri, cu tot respectul față de generația voastră, deocamdată n-ați produs nimic. Telefonul pe care îl vorbiți, cine l-a făcut? Computerul, cine? Mașinile în care umblați, hainele pe care le purtați, drumurile, casele, tot ce se mișcă în societatea asta. Cine? Cine? Voi? Vă credeți deștepții pământului? O să vină și vremea voastră. Dar locuiți într-o lume și vă bucurați de niște resurse în spatele cărora stau generațiile trecute. Moșii voștri, bunicii voștri, părinții voștri, colegii voștri mai tineri, și o să vină și vremea voastră. Dați voie, vă rog, celor care au făcut acestea să vă spună și cum se folosesc. Și o să fie bine. Amin. Și mai lăsați-mă un gând, două. V-aș sugera tuturor celor care puteți să mergeți la facultate. Faceți-vă profesori, faceți-vă ingineri, juriști, avocați, medici, ce știți voi, faceți-vă ceva. Chiar dacă, a spune cineva, mă mărit, iau un bărbat care mă va ține în casă, să fac o casă de copii și nu mai întreb nicio școală. Vei fi o mamă mai înțeleaptă și mai eficientă și o soție mai înțeleaptă și eficientă dacă vei avea la baza formării tale ca om studii superioare. Nu neglija asta. Nu neglija asta. Învățați meserie. Și aici rog pe tați să facă tot ce știu, ce știu în putere, să-și orienteze băieții, să facă o meserie. A, nu se supără pe mine fratele Sorin. Te supere, îi strece, și prietenul meu. Copiii lui au făcut facultate, dar știu să bată și cuie. Știu să și sudeze și să asude. Așa zicea la un sap prin Bihor, la sudură, zicea asudură. Că poți să faci școală și în același timp să ai și deprinderi. Uite, feciorii ăștia aici, nu știu de ce, dar vă mai cumințiți voi de partea asta. Să nu mai zic mai multe, că pic și eu în păcatul ăsta. Da. Stimați frați și stimate surori, evreii în vechime
indiferent de cât de mult au investit în educația copiilor, au avut grijă să le pună la îndemână o meserie. Proverbul românesc spune că meseria este brățară de aur. Asta trebuie. Și dacă pui pe mâna cealaltă și educație în domeniu și ai meserie, faceți asta. Respectați-vă părinții și un ultim gând înainte să ne rugăm. Luați decizia să iubiți țara. Tinerii deștepți, fete și băieți bine educați, vor fi întotdeauna ținte pentru alții. Mă doare să văd că inginerii noștri, profesorii noștri, medicii noștri, asistentele noastre pleacă să muncească în alte părți. O fi plătiți mai bine, Dumnezeu știe dacă da. Iubiți-vă țara. Nu e rău în țara asta, nu se moare în ea. E pământ bun, ne punem rădăcinile copacului vieții noastre în pământul acesta și o să rodim. Uitați-vă cu speranță privința asta. Eu umblu prin Europa și prin țări și țări și văd cam ce-i pe acolo. Există un soi de disperare, mai ales la familiști, când se gândesc cu responsabilitate la ce fel de societate va fi societatea în care se vor naște nepoților, copiilor s-au născut. Ce valori, ce o să devină neamul lor. Și unii și-au luat inima în dinți și și-au făcut curaj și-au lăsat totul jos și-au venit aici înapoi. Foarte bine. Alții vor veni pe parcurs. Asta sunteți aici acasă. Cine e harnic? Chivernisește bine munca. Îl onorează pe Dumnezeu cu rugăciunea lui. Face parte din puținul sau multului și altuia. Dumnezeu îl binecuvântează și propășește. N-am spus că e păcat să te duci în străinătate. Poate că pentru unii acesta va fi drumul. Dar să n-apucați pe drumul acela fără să vă rugați lui Dumnezeu și să vă spune El că acesta e drumul. Că o societate, frații mei, ce-ți dă, îți ia înapoi. Și dacă stai să-i întrebi, cât ai pus dumneata deoparte în capătul ăla de lume care se numește binecuvântarea de pe planetă? O să spună că prea mare n-are în afară de datorii. Și de-ar fi să se întâmple ceva pe lume, nu se poate capitaliza cu nimic. Hainele de pe el și-au venit aici. Și când vine aici, îl vede pe colegul lui de tinerețe și de liceu așezat, cu o locuință cumpărată, un serviciu bun și cu o rânduială. Și mă, cum ați putut? Țineți minte, o societate ce îți dă, îți ia înapoi. E doar o iluzie. E doar o iluzie. Să rămânem în țara aceasta. Eu personal am avut oportunitatea plecării în frage de tinerețe. Nu m-am dus din sentimentul misiunii. Și pot să stau și să spun și altora, rămâneți că nu se moare aici. Ce zici, frate Same? Să moare de ciudă. A trecut timpul, vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm lui Dumnezeu încă o dată pentru copiii noștri, înarmându-ne cu motivația să investim mai mult în educația lor, să încurajăm în formarea lor profesională, să fie Dumnezeu cu ei și să strălucească asupra lor pacea și prezența lui Dumnezeu. Să ne rugăm.